Am lăsat pentru final, nu pentru că e cel din urmă, dar nu, poate din potrivă. Este cea mai nouă tehnologie corporală. Hai, una dintre cele mai noi. Liposucția virtuală. De aceasta putem să spunem că este celebru, pentru că este mai nou, este foarte căutată de către cliente, de către persoane. Și acum întreabă-mă tu, că sigur vrei să mă întreb ceva. Bineînțeles, vreau să-ți aduc aminte de doamna care mi-a scris zilele trecute și care îmi spunea că e la a treia ședință de ultralipo și celulita nu dispare, e la locul ei. Nu știu clar unde a făcut aceste trei cavitații, că se mai numește și cavitația liposucția virtuală. Este... Știi, îmi pun întrebarea, oare când a văzut că prima oară nu a dat niciun fel de rezultat, a doua oară nu a dat niciun fel de rezultat, oare nu trebuia să-și pună o întrebare și întrebarea să-și a pus-o a treia oară. A treia oară. După ce a dat totuși un ban de acele proceduri, care nu sunt cele mai ieftine. Clar, nu le comparăm cu electrostimularea. Da? Deci are un alt preț. Categoric. Se face într-adevăr una pe săptămână. Da, este un răspuns extrem de simplu. Întotdeauna când se face ultralipo, se face o diagnosticare înainte. Depinde foarte mult de stadiul celulitei din zona în care se lucrează. Pentru că să ne aducem aminte, ultralipo lucrează clar doar pe o zonă strictă de corp. Este vorba liposucție virtuală, ce înseamnă? Nu că este virtual la modul că doar ne imaginăm. Și chiar se întâmplă ce? O spargere și o reducere a celulelor adipoase, cele superficiale. Acum trebuie să ne punem problema. Păi dacă acele celule adipoase sunt foarte tare, au acel stadiu 3-4 final de celulită, când grăsimea este întărită, este cristalizată, oare cavitația are puterea să le spargă pe acele celule? Nu. În niciun caz. Și în niciun caz ultralipo, din câte știu eu, cavitația nu este o procedură anticelulitică. A, niciun caz. Niciun caz. Este vorba de acea... De ce se măsoară înainte și după? Se măsoară pentru că este vorba de o reducere a circumferințelor, într-adevăr, imediat, într-o oră jumate este un tratament. Este într-o oră jumate, măsurăm și vedem clar că numărul celulelor s-a redus din această scădere a circumferințelor. Dar nu vorbim de celulită. Nu vorbim de celulită, dar chiar numele liposucția, celebră de altfel, clasica, da? E exact. Cea făcută cu canule pe care o vedem de ani de zile, se referă strict la grăsime. Exact, asta se scoate, exact, grăsimea. Deci niciodată cavitația nu va trata coaja de portocală. Da, 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 da. Plus că mai este ceva. Am întâlnit la câteva centre. La fel să-mi spună managerii de acolo că doamne, nu a avut rezultat. Și am zis, ok, pot să vin o dată și să văd și eu acea clientă. Și mi-a arătat acea clientă. Era o clientă slabă. Era o clientă care avea un volum mai mare la nivelul coapselor, dar de unde? Era vorba de partea musculară care era foarte bine dezvoltată. Grăsimea nu exista sau era în cantitate atât de mică încât ultralipo nu are cum să distrugă acele zone. Da, să distrugă acea grăsime. Deci, clar, se face acea, pentru că iar ajung acolo, se face acea diagnosticare a stadiului celulitei. Vedem care este grăsimea în exces. Există grăsimea în exces? Poate este 0 sau poate este 1 kg de grăsime care este pur și simplu un sau exces. Sau poate da? Este un exces de apă. Exact, da? Exact. Deci trebuie să văd acele lucruri de-abia după aceea să lucrez cu partea de liposucție virtuală. Deci, altfel... Normal că o să ne plângem că nu avem rezultate, dacă nu știm foarte clar dacă are voie acea persoană să facă sau nu. Dacă, da, dacă este procedura potrivită. Exact, exact. Sorina, da. Mulțumesc foarte mult. Cu mare drag. Sper că astăzi împreună am desființat o mulțime de mituri din domeniul esteticii. Și eu cred asta. Mulțumesc.